Bună seara, oameni buni! Seara aceasta este bună pentru că vom vorbi despre Mihai Eminescu, nu înainte de a rezolva niște probleme care au legătură cu emisiunea trecută. În ce constă această continuare de rândul trecut? Uneori faci niște afirmații și dacă n-ai adus niște probe concrete, lucrurile pot rămâne nelămurite și s-ar putea întâmpla ca unii din telespectatorii care au urmărit acel periplu pe care l-am făcut eu în legătură cu creștinătatea și legătura poporului român cu creștinătatea, să nu fi rămas bine lămurite sau să se fi mirat unii dintre telespectatori de starea mea de, care putea să pară de entuziasm. Pentru motivul acesta revin puțin, nu mult, asupra acestei probleme ca să vă arăt faptul că nu este deloc hazardată o afirmație foarte optimistă în legătură cu creștinismul în România și rolul pe care l-a avut țara noastră, pentru că ne bazăm pe spusele altora și mai cu o să plec de la un citat, pentru că tot e vorba de Eminescu, ziua în care vom vorbi despre el, o să vă citesc un pasaj, un fragment din timpul, din ziarul timpul de la 1878, care este intitulat Paștele, pentru că era în preajma Paștelui și dânsul spune în felul următor, vorbind despre Paște. Dar rămâie datina și înțelesul ei sfânt, așa cum e la mulți. Și deși nu va sosi niciodată acea zi din care să se înceapă veacul de aur al adevărului și iubirii, totuși e bine să se creadă în sosirea ei pentru ca să se bucure cei buni în ziua Învierii. Când le înluminăm prin sărbătoare și ne privim unul pe celălalt și zicem, frați celor ce ne urăsc pe noi și iertăm pe toți pentru Înviere, strigând cu toții Hristos Sfânt a Ideea este următoare. Chiar dacă un lucru nu se împlinește, are voie să existe în gândul omului, pentru că lucrul acesta te revigorează sufletește și este bine să ai speranța că ceva anume se va întâmpla. Problema cu rolul pe care românii îl vor juca în viitor, așa cum am afirmat eu rândul trecut, se bazează pe niște lucruri concrete. Spre exemplu, țara în care papa a venit după rețineți o mie de ani de la schismă a fost România. Cel mai credincios popor este poporul român după statisticile străine. Foarte multă lume a făcut afirmații în legătură cu țara noastră privitor la religie. Și o să vă citesc unul din cele mai semnificative lucruri ale papei Paola al doilea, care arată că și el vede în viitor un rol al poporului român. Și dânsul spune în felul următor: în anul 1999, și mai rețineți un lucru, că am spus rândul trecut, așa cum pe vremea lui Burebista toate transformările de natură socială s-au conjugat cu niște transformări de natură cosmică, să nu uitați că vizita papei Paul al II-lea în 1999 a fost în momentul în care la Craiova a fost epicentrul eclipsei de soare. Lucrurile acestea sunt capitale, adică sunt niște puncte forte în istoria cosmică sau în istoria unui popor. Iată ce spune Paul al Papa Paul al II-lea. România, vin la tine în numele lui Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu și al Preasfintei Fecioare Maria. În pragul noului mileniu, întemeiază-ți mai departe viitorul pe stânca tare a Evangheliei. Cu ajutorul Hristos vei fi protagonista unei noi perioade de entuziasm și curaj a lumii care urmează să vină. Vei fi o națiune prosperă, pământ roditor, făcător de pace, tu grădină a maicii Domnului. Deci este exact lucrul care eu l-am afirmat, pentru că nu pot să fac o afirmații hazardate privitoare la viitorul religiei sau poporului, mai cu seamă că e la nivel global. Papa a făcut-o și el a voie să facă lucrul acest. Dar problema se pune pe următor. Papa nu spune la întâmplare niște lucruri. Pentru că odată am spus în această emisiune și nu are legătură cu poporul nostru are legătură cu faptul în sine că la Vatican există o arhivă care are înșerată 230 de kilometri. Aici se găsesc o mulțime de documente, de cărți, de acte de o valoare inestimabilă care privesc globul pământesc. Toată viața noastră și religioasă și cea nereligioasă. Motiv pentru care eu mi-am permis să fac atunci această afirmație este și acesta, e vorba de spusele papei Paul al II-lea, care a fost în țara noastră și a făcut aceste afirmații. Nu trebuie să uităm că în afară de aceasta, de această afirmație, și papa, care a fost acum, Francisc, a spus lucruri asemănătoare, la fel de bune, privitor la viitorul luminos al României. În afară de aceasta, o afirmație poate mai valoroasă decât a tuturora, a făcut-o Sundar Singh. V-am explicat cine este Sundar Singh într-o emisiune anterioară și o să vă spun foarte pe scurt că acest copil, când a rămas orfan la 14 ani, era descumpănit. Din punct de vedere moral, și s-a hotărât să se arunce în fața unui tren. Ceva s-a întâmplat și ceva l-a dat la o parte din calea locomotivei. Dar acest copil, la 14 ani, a avut o iluminare, a trecut la religia ortodoxă și din momentul acela dânsul a făcut pronosticuri în legătură cu viața viitoare a globului, a țărilor și în legătură cu România. Spun lucrurile acestea pentru că asta s-a întâmplat în 1922. Sundar Singh, care era indian, a trecut la ortodoxism, lucru care se întâmplă enorm de rar pentru cei din India, cu religia lor. Și trebuie să spun că în 1922 el călătorea prin Europa și a trecut și prin România. Și a făcut niște pronosticuri și a scris și o carte în legătură cu România și printre altele, el a făcut afirmația că acest pământ are un viitor luminos care este benefic pentru întreaga lume, cum spunea și Papa Paul al II-lea, și dâns au mai făcut niște pronosticuri, pentru că uneori când vorbesc cu oamenii și chiar cu mine însumi, am nevoie, pentru că nu sunt un profet, nu sunt un om deosebit, sunt un om obișnuit, îmi trebuie lucruri palpabile. Și atunci m-am uitat cu atenție la o afirmație care a făcut-o dânsul și a spus că în România, deci el spunea în 1922, acum 100 de ani, se va face un drum de legătură între Marea Neagră și capitala țării. Este ceea ce astăzi este o realitate, este vorba de canalul Dunărea Marea Neagră care există. Tot el a mai spus un lucru, că în țara aceasta se va construi o clădire care va fi o clădire a popoarelor, în exprimarea pe care a găsit-o el atunci, la 1922. Și dacă noi vrem să vedem care este adevărul, uitați, chiar zilele următoare se întâlnesc europenii la Palatul Poporului și ne dăm seama că ceea ce a spus Sundar Singh s-a împlinit. Am spus că nu voi dezvolta mult acest subiect pentru că este suficient să spunem că afirmațiile mele de rândul trecut și bucurătoare pentru poporul nostru, adică nu sunt gratuite, sunt pe baza unor informări primite de la oameni deosebiți care au văzut care este viitorul țării noastre. Iar eu ca un român simplu și obișnuit am să vă spun să dea Dumnezeu să se întâmple așa. Pentru că poporul ăsta a îndurat foarte mult și îți spui o întrebare de ce s-au întâmplat aceste lucruri. După această problemă vom trece la, tot pe foarte pe scurt, la problema romanizării. Rândul trecut v-am amintit și v-am arătat o carte care se numește Istoria României în imagini. Această carte care e luată anul trecut deci 2018. Și am adus încă o carte care este Istoria Românilor, Sinteze pentru Bacaloreat, din 2012, unde cu doi ani în urmă, din care, mai iertați, am vorbit la televizor despre anumite afirmații făcute în mod gratuit, adică false. Și problema este că la aceste două lucruri se adaugă și această problemă cu Eminescu, care este din când în când atacat, și pe drept cuvânt ne punem întrebarea de ce? Ce au anumiți oameni cu această ființă nobilă, care s-a numit Mihai Eminescu și se numește și se va numi peste viacuri tot Mihai Eminescu și din când în când îl de atacă. Deci vom vorbi astăzi nu despre aceste cărți și conținutul lor, ci despre semnificația unor afirmații care s-au făcut și mai de mult și acum, în prezent, și este de mirare că acum, când se cunosc foarte multe lucruri și lumea este foarte bine documentată, continuă să se facă aceste afirmații. De aceea voi aminti și am spus, fără să dezvoltăm prea mult, faptul că în această carte, la pagina 6, se arată cum a fost romanizat poporul român. În mod cu totul absurd, se susține. Că romanizarea, după plecarea romanilor de la noi din țară, a continuat până în secolul 7 și chiar 8. Deci, un lucru care noi l-am mai discutat și de asta, nu o să încerc să pedalez prea mult pe acest subiect, doar să vă întreb și pe dumneavoastră să vorbim ca niște oameni cum se poate ca cineva să te influențeze și să te învețe niște lucruri atâta timp cât el a plecat de sute de ani. Este o întrebare firească și mă întreb dacă cei care fac treaba asta și în manualul de istorie și în o istorie a României în imagini, o fac în mod voit, o fac din prostii, din lipsă de documentare sau să ne spună dân și pentru care motive. Însă eu susțin în continuare că această romanizare a țării noastre, în secolul 8, al VIII, al lea în era noastră, este, cum să vă spun, câteodată spornit să spun niște lucruri dure, dar mă gândesc că nu este corect din partea mea, dar adevărul este că acești oameni ar trebui sancționați, pentru că eu îmi pun o întrebare foarte firească. O asemenea carte este verificată înainte de a fi publicată și atunci îmi pun întrebarea oamenii care dau girul unei cărți. Nu se uită în cartea respectivă să vadă ce se întâmplă. Așa cum spre exemplu în 2016 a fost publicată. În această carte nu în cartea aceasta într-o. într, -o, într -o, În monografie mai artați că am avut acest lapsus într-o monografie colectivă din anul 2015 în legătură cu maladia lui Eminescu și maladiile Eminescologilor care analizează opera lui Eminescu, acolo s-au strecurat niște afirmații la care o să ajungem, care sunt extraordinar de grave. Și am spus de toate aceste lucruri, deci și despre lucrarea de bacalaureat, și despre istoria din 2018, și despre lucrarea din 2015, în legătură cu maladia lui Eminescu, toate aceste cărți dau la iveală afirmații și, cum să spun, informații de natură cu totul absurdă, adică falsă, care n-au nicio legătură cu adevărul istoric. Și atunci ați spui, eu îmi pun întrebarea următoare. Cine verifică pe acești oameni? Cum li se dă drumul să spună aceste lucruri? Și în ce măsură au voie să ajungă aceste informații la mintea unor copii. Eu am mai făcut această afirmație că lucrurile acesta, cum spune, denaturează gândirea unui copil. Când îi dai informația aceasta unui copil care e în clasa 8 9 sau 11 el rămâne cu această informație întipărită și crederea. În o romanizare, noi am spus rândul trecut, aproape că nici nu a existat. Și argumentul esențial care este? Din 31 de legiuni al Imperiului Roman care au fost pe teritoriul României, una singură era formată din romani, din oameni, din soldați veniți de pe teritoriul Italiei. Deci nu aveau niciun fel de a proceda ca să romanizeze România. Deci este lucru clar în privința aceasta, plus faptul că explica aici, spre exemplu, în manualul de istorie, că au avut, au venit soldații și au avut o influență extraordinară asupra oamenilor din Dacia și au învățat limba latină, adică sunt niște copilării de doi bani pe care eu am ținut din nou să vi le spun, pentru că cu ele capătă o altă semnificație mai adâncă, mai profundă, dânsa rănește aceste afirmații, rănesc modul de a gândi al poporului român, o să spuneți poate unii din noastră, iar că fac afirmații hazardate, adică prea profunde, dar este adevărat oameni buni. Adică te învață să trăiești cu informații false și ai informații despre poporul tău care nu sunt adevărate. Ori lucrul ăsta este chiar o crimă. Eu aș spune că este o, o crimă. Și cei care fac lucrurile astea sunt absolut vinovați. Așa cum mă gândesc la cartea asta în legătură cu Eminescu, de ce nu îl lasă pe Eminescu să trăiască liniștit Dumnezeu să-l odihnească? Că omul ăsta a fost pentru țara noastră un sfânt. Și o să-l vedem. O să vedem acum când vorbim noi care a fost aceste calități ale lui Eminescu și o să vă dați seama că ceea ce fac unii oameni este pur și simplu o ca și cum ai arunca venin sau o travă pe sufletele oamenilor. Să nu credeți că sunt un om bătrân, sensibil și nu mai pot de durerii când aud lucrurile astea. Lucrurile astea nu au voie să se petreacă. Așa ceva nu se poate întâmpla. Și totuși se petrece. Am spus că toate aceste trei, deși istoria României, adică manualul de clasa 12 și România în imagini, inclusiv cartea despre Eminescu, au o altă semnificație care aduce atingere valorilor morale și culturale ale poporului român. Pentru că asta îți distrug noțiunea de istoria României, de istoria limbii române, iar în cazul ăsta distrugi personalitățile culturale de cea mai mare valoare din țara noastră. Și nu poți, n-ai voie, de asta mă întreb cum i-au lăsat pe acești oameni să batjocorească din nou, din nou, ca asta se întâmplă de peste 100 de ani, pe Mihai Eminescu. Deci am atins lucrul acesta pentru că este vorba de un atac la reperele culturale ale României, la simbolurile României. Autorul acesta, Cornuțiu, așa se numește el, Gabriel Cornuțiu, a spus că el se simte lezat în mândria lui de român când a citit acea, acel studiu de care vă povesteam din 2015 privitor la maladiile lui Eminescu. Însă normal ar fi fost ca să nu fie publicat acel lucru, pentru că el nu face decât să răscolească din nou și pe undeva se întâmplă, cum să vă spun eu, ca în politică. Câteodată ar fi bine să nu mai dai atenție unora sau altora, pentru că ei se bucură că se vorbește ca așa cum se vorbește despre anumite vedete, se vorbește despre ei, și nu face altceva decât să provoci răul să-l faci mai mare decât este. De aceea să încercăm, ați reținut ideea, este un lucru absolut greșit și ca să nu uit eu și să nu credeți numai că am vorbit, o să vă spun că este la pagina 48, manualul l-am citit și altă dată, iar la pagina 48 se spune în felul următor. Citim direct din carte. La sfârșitul secolului V și începutul secolului VI, procesul romanizării a luat în mare, sfârșit, în mare. Deci, cu alte cuvinte, a continuat. Formarea poporului român se încheie în secolele 8-9. Tocmai în această perioadă, în izvoarele străine, apar și primele mențiuni despre români. Ei erau denumiți Vlach, Valach, Voloch sau Blach. Am să vă citesc și altă afirmație, tot din această carte, ca să vedeți cum se denaturează adevărul în 2018. Spune în felul următor. Din aproape 3000 de antroponime prezente în inscripțiile din Dacia, peste 2000 sunt romano-italice. Deci din 3.000, 2.000 sunt romano italici Și continuăm, 420 sunt grecești, aproximativ 120 de nume sunt ilirice, deci din zona Iugoslaviei, circa 70 sunt celto-germanice, 60 sunt tracotacice. Oameni buni, noi în această cărțulie suntem considerați ca fiind cei mai proști. Pentru că toate inscripțiile au fost în limba ba italică, ba ilirică, ba celto germană și cele mai puține erau în limba tracodacă. Și vedeți, am spus, v-am promis rândul trecut că nu o să mai vorbesc despre istoria poporului nostru. Dar eu mereu îmi pun întrebarea. Cât poate să meargă Bajocăra așa până când ca să spui că poporul ăsta și-a uitat și limba și nu mai știi cum să-și numească locurile, când lucrul ăsta nu poate fi adevărat. Că nu s-a întâmplat ca să vă dați seama, cu niciun popor din lume acest lucru. Numai la noi. Vă mai citesc încă una. Teoria răzleriană. Deci al lui Rössler. În 1871, într-o lucrare publicată la Leipzig, Rössler a încercat să susțină teoria formării poporului român în regiuni situate în sudul Dunării. Deci ne-a plasat în sud. Noi nu suntem de aici, nu asta e teritoriul nostru. După părerea domnului respectiv. Joseph Carl, ah, spun, mai, mai iertați că am trecut peste rânduri, precum Franz Joseph, deci un altul, Sulzer, Karl Eder sau Jonathan Christian von Engel, era în fond o reacție la acțiunile de emancipare a românilor din Transilvania, conduse de Ion Kentie Nicu Klein. Una dintre ideile principale promovate de Rösler se referea, rețineți, la părăsirea totală a Dacii care a rămas un teritoriu pustiu, oameni bâni, pustiu. Așa spune domnul, a rămas pustiu. Și eu v-am dat un exemplu și ca să rămâneți cu o imagine glumeață, dar foarte profundă, atunci când au venit ungurii în Ardeal la anul 860 în era noastră și ei au spus că pământul era gol, ca și wrestler. Deci această teorie merge așa, zboară, ca vântul, ca furtunile din ziua de astăzi. Și proba cea mai frumoasă și cea mai drăgălașă, ca să spunem așa, că e vorba de o nuntă, fiul unui conducător al ungurilor s-a căsătorit, și există documente în sensul ăsta, cu fata lui Menumorud, care era băștinaș, era un românaș de -a nostru, Menumorud. Și fica lui s-a că mă gândeam, că am sus rândul trecut, unde o găsit fata asta? În pădure, după un copac, era fugită, era din cosmos. Deci ce erau aici trei românii trei aici, aveau cnezate, ca așa să numeau ei, să numeau cnezi, nu la vremea aceea nu se numeau domnitori, erau cnezi. Asta era denumirea care s-a dat. Dar ideea care este? Nu era pământul gol, pământul era locuit de băștinaș și pentru că tot spunea domnul Cioloș într-o zi la televizor, trezește-te România, cred că l-au auzit unii, sau poate din cinci mai mulți. Și au apărut acum, cum vă spuneam și în trecut, n-am mai venit cu cartea după mine. Șeful Academiei a publicat o carte despre ungurii și românii din Ardeal. Din secolul al XI-lea până în al XIII-lea și chiar din secolul al X-lea. Deci, vedeți, să trezesc cu oamenii, am cartea și poate o să vorbim o dată despre lucrul ăsta. Și acolo rezultă clar, vă spun în esență, nu că a fost Pământul gol. S-au luptat, oameni buni, și a fost o luptă praznică și crudă și urâtă. Pentru că oamenii care nu erau creștinați, că ei s-au creștinat la o, anul 1001, pe vremea al domnitorului, a regelui Ștefan cel Mare, nu ce cel mai era, Ștefan, Sfântul Ștefan, îi spuneau ei, că l-am încurcat cu românul, dar vreau să spun că și de-abia atunci s-au creștinat. Ori nu eram creștini, de când hău cum spune românul, scuze că folosesc cuvântul ăsta, dar e foarte convingător. Deci, de mult tare. Și dânșii ne dădeau nouă lecții și au încercat și au și reușit să-i alungi din teritoriu pe românii care erau creștini oameni și erau considerați schismatici. Chiar așa se intitulează și cartea. Românii schismatici. Și ușor, ușor, ușor iau oprite de la drepturile pe care le aveau, că la început, în secolul 12 XII și 13, erau, trăiau împreună, aveau funcții împreună, lucrurile mergeau bine. După ce s-au creștinat și a început, îmi pare rău să spun treaba catolicismul, pentru că roștrii nu erau catolici, ușor, 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 ușor i-a înlăturat. Deci se rețineți esențialul, că nu bine să spui minciuni, că până la urmă adevărul iese la lumină. Și foarte bine. Știți, când Mihai cu tot vorbea despre el, a spus, va veni vremea când și pietrele vor spune adevărul. Și uite că a început să vină. Încă nu în totalitate, dar a început să vină. De asta v-am arătat și care este semnificația aparte a cărților de istorie și de România în imagini și atacurile asupra lui Eminescu, care au un suport de natură națională. Adică capătă cu tot o altă îmbrăcăminte, altă haină. Și noi trebuie să reținem toate aceste adevăruri. Deci, problema este în concluzie, ca să nu exagerăm cu lucrurile acestea, că o să revenim la idei când ajungem la Eminescu, este foarte rău că nu se respectă adevărul istoric și este bine ca să se spună care este realitatea adevărată, pentru că așa este corect, așa este cinstit. Nu are rost să spui neadevăruri ca după ce oamenii să se lupte între ei pentru ce. Mă uitam acum cât ce dispută a fost pentru cimitirul acela unde își cereau drepturile și românii, și maghiari. Și culmea rânei că cimitirul este internațional. Dacă unul dintre noi ar fi fost acolo, ar fi întrebat, pe oamenii, bă, tu ce vrei? Vrei să vii să vezi mormintele astea în fiecare zi? Foarte bine. Hai să vii și hai să le vezi în fiecare zi. Și tu ce vrei? Păi și eu la fel. Păi și tu ai să vii și hai să le vezi în fiecare zi. Asta e treaba. Fiecare are dreptul să vină în cimitirul respectiv, mai cu seamă, că este internațional. Au voie să vină și rușii, au voie să vină și celelalte populații, care au acolo oameni îngropați, oameni morți, care și-au dat viața pentru fiecare, pentru țara lui. Dar noi, pentru că trebuie obligatoriu să scormonim trecutul și să-l transformăm în altceva, facem asemenea lucruri. Și este foarte urât. Asta se întâmplă și ați observat acum, nu o să intru în politică, dar astăzi deja s-a observat. Fiecare lovește pe celălalt, batuiești rău, batuiești mai rău, batuiești îngrozitor, nu ești bun din nimic, nu ești capabil. Țara asta e formată din oameni de nimic. Nu în felul ăsta se face. Să nu în felul ăsta să înaintează, nu în felul ăsta să progresează. Și simplu, ne întrebăm de ce nu avem șosele, de ce nu avem școli suficiente din cauza noastră. Pentru că noi, în loc să ne așezăm, să muncim și să realizăm ceva, de fiecare dată trebuie să le batem și să ne înjurăm unii parți. Și stau și mă gândesc că poate o să avem timp până la sfârșitul emisiunii să discutăm poate și lucrurile astea, pentru că nu se poate face în felul ăsta, iar oamenii care vin și vorbesc în numele dreptății și adevărului, de foarte multe ori sunt oamenii care calcă în picioare exact ideile despre care vorbesc. Și lor trebuie să li se spună adevărul. A început să li se spună, pentru că este, cum să vă spune, eu, nu numai urât, este necinstit, incorrect. Adică te dai corect, vorbești de dreptate, de adevăr și de alte lucruri nobile, în viața unui om și tu ești tocmai ăla care nu le respecte. Să încercăm să revenim la oile noastre, cum se spune. Ia câtă, spre exemplu, ca până să ajungem la Eminescu, trebuie să intrăm iar în istorie și să spunem următorul lucru. Că întâmplător Eminescu este legat de absolut toate evenimentele care au ajuns să se desfășoare în țara noastră. Și spre mirarea noastră, nici eu n-am știut de prea mult timp lucrul acesta, Mihai Eminescu este unul dintre primii oameni, dacă nu cumva chiar primul, care a vorbit despre necesitatea ridicării unei biserici, a unei catedrale, care să fie închinată sacrificiilor poporului român. În toate războaiele care au avut loc de-a lungul istoriei. Și lucrul acesta, inițiativa aceasta, vine din partea lui Eminescu în 1877, în luna august după războiul de la Grivita, când ne luptam noi cu turcii. Rețineți, vedeți din nou la țepe Ștefan cel Mare și alții, și acum vine rândul celor care au luptat la 1877. Și Eminescu, impresionat de jertfele poporului român, a spus că omenește este să se facă o biserică în memoria acestor oameni care au murit pentru țara lor, pentru libertatea țării. Lucru care s-a întâmplat, că în 1877 țara noastră și-a câștigat independența. Prima oară. Ea a fost liberă altă dată cu mii de ani înainte, a pierdut-o, și apoi a fost lovită din toate părțile, de toți care au trecut pe aici, pentru că suntem așezați într-un loc sfânt și bogat. Și până la urmă a reușit să-și câștige independența în 1877. Inițiativa lui Eminescu n-a avut atunci sorți de izbândă. El a spus că e bine să se adune bani pentru ca să facă și nu s-a reușit atunci, pe moment. De asta vă spuneam și cu modul în care am tratat eu rândul trecut problema creștinismului și a românilor, că putea să pară hazard, spune, omul ăsta să gândește ce o să fie în viitor. Dar alți oameni și Eminescu, cum s-au gândit la catedrala care acum mai este oameni buni? Oamenii ăștia au trăit ca o visare, a fost un gând frumos. Ar fi bine să se construiască această biserică, ca să avem noi o o biserică impunătoare, frumoasă și să fie și în memoria celor care și-au dat viața pentru acest lucru, pentru pământul nostru. Și ia cătă că astăzi s-a împlinit. Și Eminescu este unul dintre cei și bine să reținem lucrul ăsta care și în 77 și în 78 a pledat mereu în favoarea acestei catedrale și a mișcării de a aduna bani <coughs> pentru acest lucru. Nu o să fac acum un periplu, dacă e nevoie altă dată o să discutăm. Am un material din revista Lumina unde spune exact toți pașii care s-au făcut pentru Biserica Mântuirii Neamului până în anul în care ea a început să fie construită, în 2007, când s-a pus temelia. Și acum încă nu este terminată, și este foarte bine că nu este terminată, dar în momentul în care se va termina. Eu o văd cu ochii unui bătrân care mai mult vede cu ochii gândului. Pentru că este posibil și este imposibil ca să ajung eu să văd această clădire făcută în integralitatea ei. Dar eu am văzut-o pe mobil cum va arăta și ce mai mult m-a încântat faptul că va fi așa de luminoasă, și așa de frumoasă, și așa de largă, de spațioasă încât ai sentimentul că ești într-o lume liberă, mare, fără dimensiuni. Este un lucru uluitor pe care l-a remarcat și Arhimadridul Constantinopolului. Poate greșesc o denumirea lui pentru că mă încurc întotdeauna în titlurile astea ale preoților, însă avem materialul didactic, este vorba de sanctitatea sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic. Și am să vă rog să mă îngăduiți, pentru că este iar un pilon, așa cum v-am spus că prima dată după o mie de ani un papa vine în România, într-o țară ortodoxă, la fel de frumos vorbește și sanctitatea sa în 1995, ca după aceea, în 2018, să vorbească la fel de frumos Papa Francisc. Iată ce spune. Are legătură cu istoria noastră, cu anumite puncte, cum vorbeam noi de Constantin cel Mare, de Zamolxie. Să fiți atenți, vă rog frumos. Ne miră și naște în noi o admirație nespusă faptul că aproape o mie de ani după martiriul Sfântului Sava, la anul 372, populația acestor ținuturi, după nenumărate peripeții și prigoane, și-a păstrat credința Ortodoxă. Este vorba de o adevărată minune a istoriei. Având în vedere mărimea actuală a Bisericii României, suntem neputincioși în a explica cum acest mare popor Ortodox a ieșit deodată din întunericul istoriei în secolul al XIV-lea pentru a asigura omenirea întreagă de faptul că supraviețuise un popor unitar, deși aproape necunoscut timp de secole întregi. Ca un nou li se întors în Itaca, scăpând de curse și primejdii, poporul român s-a întors în lumina istoriei, evitând alienarea culturală. Și asimilarea sa de către alte popoare străine. Poate că secretul acestei minuni se află în credința puternică și neclintită a acestui popor. De ce spune că a ieșit la lumină? Cum vă spuneam, ungurii au venit aici, într-un loc de unde nu, e, nu erau ei, vine să râde pe don. Deci au venit și au pretins că locul este gol și că românii nu erau. Era o chestiune de strategie. În momentul în care vorbește sanctitatea sa Bartolomeu, tocmai asta spune. Poporul ăsta era necunoscut. Unii spuneau că nici nu există. Și astăzi sunt unii care spun că poporul român nici nu există. S-au făcut asemenea afirmații în anumite zone înalte din anumite țări. Nu, vă mai spun pentru că poate să fie interpretat greșit. Dar este un adevăr. Recent. Acest popor care a stat în, ca în cenușă, a izbucnit cum spune... Bartolomeu a, a ieșit la lumină cu puterea unui popor unitar, oameni buni. Și-a păstrat puterea. Exact cum era pe vremea lui Burebista sau lui mulți. Am să vă dau un exemplu că, totdeauna, lucrurile concrete apropiate noi sunt cele mai edificatoare. Cineva de la un post de-al nostru a mers în Ucraina pentru că a auzit că acolo sunt uh, sate întregi de români care nu știu de noi, așa cum noi nu știm de ei. Și ce m-a uimit a fost următorul lucru. L-am întrebat pe unul din oameni. Am zis la televizor, cu ochii mei. Știți că există un popor care se numește poporul român? Și omul a răspuns dezinvolt. Nu! N-am auzit de poporul român. În anul 2020, oameni văd. Și culmea ironiei. Care este? Nici noi, poporul român, n-am avut grijă să cunoaștem românii de acolo. Câți da, de sunt români și trebuia să aveam grijă de treaba asta. E drept că pe unii deranjează, dar problema este că era un drept al nostru să mergem să-i ajutăm. Acum, în ultima vreme, să ajută oameni. Dar ideea este extraordinară. Deci, în anul 2020, omul ăla spunea, nu știu de poporul român. De asta au reușit unii să spună, nu este poporul român, poporul român vine din sudul Dunării, aici pământul era gol, acum ați înțeles adevărul de Astea sunt adevărurile, să adânci și nu-s frumoase. Nu-s frumoase. Da, să vă mai spun un lucru care m-a impresionat cu adevărat, fără să exagerez. Omul ăla care nu știa că există un popor român, omul ăla vorbea într-o limbă românească curată, oameni buni. Într-o limbă curată românească. Și m-a mai mirat încă un lucru care este asemănător cu ăsta, când tot la o televiziune am văzut niște oameni care trăiau undeva în vârful munților, erau izolați și culmea ironiei, gândirea lor era curată, limba lor era curată și oamenii ei trăiau foarte frumos. Și erau frumoși și ei ca oameni. De asta vă spun, sunt atâtea lucruri minunate în lumea asta, dar noi nu le dăm importanță. Și tare ar trebui ca oamenii, în loc să bată, în loc să certe, în loc să se înjuri, în loc să-și hrănească amorul lor propriu, numai orgoliu din ei, ar fi bine să aibă grijă de țara asta. Și de românii care sunt în alte părți. Deci am vorbit despre Eminescu, despre ce a spus Eminescu, am vorbit despre papă și deci am ajuns la faptul că am făcut legătura cu Eminescu care a avut și el gândul bun și frumos pentru Catedrala Mântuirii Neamului. Problema următoare este aceea că Galațiu, unii o să spună că pledez în favoarea mea, dar este numai o întâmplare. Această carte, care se intitulează Omagiu lui Mihai Eminescu la 20 de ani de la moartea sa. Și apoi scrie în continuare, 1909. Deci să nu credeți că eu am făcut cartea asta. Și nici cei de la Centrul Cultural din Galați. Cartea aceasta este făcută de un șef al Tribunalului din Galați, care la vremea când Eminescu încă trăia, acest român al nostru din Galați, era student și a trăit la București în preajma tuturor evenimentelor. A fost de o noblețe deosebită acest om și a fost impresionat extraordinar de moartea lui Mihai Eminescu și spun lucrurile acestea din ce cauză? Pentru că este foarte important că orașul nostru, care are și o statuie care printre puținele în țara noastră, care e a lui Eminescu, a avut sensibilitatea să se zbată pentru ca să poată face această statuie și să scoată această carte care este importantă, pentru care motiv? El a studiat, a vorbit cu oamenii care au cunoscut pe Eminescu, a mers și a studiat materiale în legătură cu Eminescu și deci această carte al Corneliu Botez, ca așa să numea adumea lui, Dumnezeu să-l odihnească, a scris cartea aceasta și cartea aceasta a fost una dintre primele materiale legate de viața lui Eminescu. Și ca să înțelegeți acest lucru, o să vă spun ce a spus Xenopol în legătură cu acest gest al gălățenilor. A spus în felul următor. Ați luat cei din tâi inițiativa sărbătorii Marelui Geniu Național al Poeziei. Deci cei din tâi gălățenii. Mi-ați cerut mie, prietenul umil din cei mai mari admiratori, a, prietenul și umil din cei mai mari admiratori ai lui Eminescu, cred că accentul l-a pus bine, să scriu ceva pentru volumul vostru. Deci a fost invitat să scrie despre Eminescu în această carte. O fac cu atât mai mare plăcere cu cât, prin acest frumos început, dovediți că Galațul este nu numai un centru de mare viață materială, ci că și răsunetul celui intelectual, găsește în el un puternic ecou. Și acum rețineți formula de sfârșit. După voi s-a deșteptat toată lumea spre sărbătorirea marelui poet. Xenopol. Deci lucrul acesta l-am spus că eu cred că este normal ca gălățenii să știe acest lucru, pentru că pot fi mândri toți. Și acum să vă spun cum au început aceste lucruri și prin ce întâmplare am fost și eu am participat la acest lucru. Regretatul Păltânea a venit într-una din zile la Centrul Cultural, unde eu eram, funcționam în acea perioadă, la revista Dunărea de Jos din Galați, și după ce discutase cu domnul Enică Cătălin despre posibilitatea de a reedita această carte, rețineți, după 100 de ani, oameni buni, după 100 de ani, spunea domnul Păltânea că mai era un singur exemplar în toată țara noastră. Și acela era la biblioteca din Galați, la Rea Ureche. Și m-a rugat pe mine, pentru că atunci întâmplător eram consilier local, ce și-a spus săracul om? Ei, dacă ăsta e acolo, poate dă Dumnezeu și mai ajută. Și adevărul este că a avut dreptate. Pentru că eu am un principiu, dacă pot să fac un lucru bun, cum vă spune o dată că tata mi-a spus Dumnezeu să-l odihnească, bă, dacă pot să faci un lucru bun, fă repede. Dacă vezi că se petrece ceva rău în jurul tău și nu poți să faci nimic pentru bine, pleacă de urgență din locul ăla. Am ținut cont de lucrul ăsta și de ori câte ori a fost posibil să fac un bine, am făcut. Și atunci am intervenit la Consiliul Local pentru ca să ni se dea banii necesari pentru această carte. Și nu pot să nu-l amintesc pe domnul primar Nicolae, care atunci când a fost discuția să facă, să dea bani pentru această carte, au fost unii care nu prea erau de acord. Cum se întâmplă în zilele noastre? Am avut noroc de o funcționară care a venit în apropierea mea și mi-a explicat, domnul Guter, dacă vreți să-i convingeți pe om, aduceți niște materiale, să vadă ce ați lucrat și ce ați făcut. Eu am crezut că cuvântul meu e suficient. Dar i-am dat dreptate și a avut perfect dreptate. Am venit cu vreo patru sacoșe mari, pline, și nu era numai această carte, era și ce? erau și la cărți cu proza, poezia, dramaturgia și eseurile din Galați, care. Au fost făcute tot atunci. Și am obținut suma totală pentru asta. Dar primarul ține minte, când a fost vorba câte exemplare să scoată, noi vine să răm cu pretenția de 500. Ni s-a părut că e o sumă mare. Și dânsul cu dezemboltura a spus: Ce 500? O mie de exemplare. Și în o s-au făcut oameni buni și a fost dus în toate instituțiile și în toate școlile din județul Galați și la alte instituții din țară. Un lucru extraordinar care este datorită lui Păltânea. Omul acesta care a scris două volumii ca să ia un doctorat și s-a îmbrednicit și era foarte amărât că nu poate scoate această carte. Și s-a întâmplat ca ajutor. Ca să vă spun un lucru, că acum am deschis cartea aici, unde este când dată s-ar putea să se Oprească prima parte a emisiunii, cineva spunea să publicăm nu această poză lui Eminescu, ci poza aceasta. Și o spuneam, în momentul în care coordonez o lucrare, că eu am coordonat-o împreună cu domnul Enică, dar mi-am impus să puncte de vedere. Și când mi s-a spus să pun ca poză asta de la 87, eu am spus, nu sunt de acord. Și am vrut să fie simbolul României. Acesta care apare peste tot, Eminescu, cel pe care îl știm și îl avem în Suflet. Acum ne oprim pentru că am impresia că este o mică pauză și vom continua după pauză, tot despre Eminescu, cu modul în care a trăit, de ce s-a îmbolnăvit, dacă a fost bolnav sau nu, de ce ți-a spus și alte amănunte în legătură cu cei care au aruncat o travă asupra lui Eminescu și pe care noi îi vom desfința pentru că nu sunt oameni, după părerea mea. Îmi pare rău că trebuie să fac afirmația asta, dar este foarte adevărat. Nu pot să înțeleg cum te agăzi de un colos așa de mare și o să vedeți că nu fac, nu-l apăr, că Eminescu nu trebuie apărat. În legătură cu Eminescu trebuie să arăți ce a făcut. Nu trebuie să-l aperi, trebuie să arăți ce a făcut. Și atunci oricine se îngrozește de prosia cuiva care are curaj să-l atace, să-l ponegrească pe Eminescu.